Meditație pentru luna nouă în fecioară. Iată câteva informații despre semnul zodiacal al fecioarei. Semnul fecioarei este ca un final de proces care ne pregătește pentru o nouă etapă din ciclul evoluției vieții. Să ne amintim, la vreme de berbec, sub focul elanului vital, mugurul a plesnit și vlăstarul tânăr a ieșit din pământ. La vreme de taur, înfruntând proba pământului, tânăra plantă s-a înfipt în sol ca să prindă rădăcină. La vreme de gemeni, semn de aer, plântuța se dezvoltă deasupra pământului, la nivelul rămurișului și al frunzișului. Apoi racul a văzut, sub domnia apei, formarea seminței care s-a dezvoltat și a înflorit în leu sub cel mai fierbinte soare al anului. Fecioara reprezintă încheierea acestui lung proces. Spicul s-a maturizat, este gata de cosit. Este momentul culesului, strângerii recoltei, depozitării și înmagazinării acesteia. Aici, în semnul fecioarei, spiritul se întărește și ne aliniem la lumina noastră divină. Acum ne pregătim pentru o calibrare și vindecare semnificativă a sufletului, acum ne acordăm la vibrația iertării proprii, astfel încât să ne eliberăm de toate emoțiile care nu ne mai sunt de folos, să ne eliberăm de sentimentele de vină, rușine, să ne eliberăm de dependențe și adicții. Fecioara vine cu integritate, puritate și rafinament. Ea este lumina perfecțiunii în toată creația. Este intuiție, har, curaj. Această lună nouă reprezintă un moment în care ne ridicăm deasupra înfrângerilor și provocărilor din trecut, și ne folosim de imaginație pentru a găsi noi modalități de succes spre evoluția noastră. Să începem! Găsește-ți o poziție confortabilă și închide ochii. Poți sta întinsă în pat, așezată într-un fotoliu comod sau pe un scaun. Este perfect oriunde, atâta timp cât te relaxezi și te simți bine. Scanează-ți tot corpul acum. Privește-te cu ochii minții tale și relaxează-te. Începe de la vârfurile degetelor, de la picioare. Simte tălpile tale, gleznele, gambele, genunchii, coapsele tale, șoldurile, abdomenul tău, pieptul,
gâtul, obrajii, fruntea și tot capul tău. Simte cum te relaxezi tot mai mult. Foarte bine. Acum, concentrează-ți atenția pe respirație. Inspiră profund. Și expiră lent tot aerul. Ai răbdare cu tine. Încă o dată, inspiră profund. Și expiră lent tot aerul. Bucură-te de actul respirației. Bucură-te de expirație, înțelegând că atunci când expiri, eliberezi toate tensiunile din toate sistemele corpului, din întreaga ta structură energetică. Foarte bine! Concentrează-te acum pe zona inimii. Cu fiecare expirație, simți cum tensiunea și stresul îți părăsesc ființa. Le scoți din tine cu fiecare val de aer pe care îl elimini pe nas. Cu fiecare inspirație, simți cum liniștea și pacea te cuprind tot mai mult. Simți cum liniștea și acceptarea cresc și se extind în lăuntrul ființei tale. Aici, în inima ta, într-un spațiu mic, se află scânteia divină. Relaxează-te treptat, treptat și simte cum inima ta se înmoaie tot mai mult, devenind extrem de gingașă. Proiectează aici, în zona inimii tale, gândul despre tine, despre persoana ta. Vizualizează-te acolo și îmbrățișează-te cu tandrețe. În timp ce te îmbrățișezi cu căldură, concentrează-te asupra iertării, a sentimentului de iertare și simte. Simte cum îți oferi ție însăți iertare. Și încet, încet îți spui: mă iert. Mă iert, mă iert pentru orice suferință, pentru orice durere, mă iert pe mine însămi, mă iert. Acceptă tot ce ai înfăptuit, tot ce ai simțit. Acceptă că este tot ce ai putut să faci în fiecare moment din viața ta. Repetă:
mă iert, mă iert, mă iert. Inspiră și expiră. Te-ai iertat, te-ai eliberat de sentimentul de vinovăție și acum parcă plutești și cu inima ușoară și înțelegând că ești în deplină siguranță, te rog să privești în adâncul sufletului tău. Este ca o carte deschisă pe care o citești rând cu rând, cu răbdare, curiozitate și cu mult drag, drag de tine. Citește rând cu rând, pagină cu pagină și ajunge acum la pagina cu visele tale, cu dorințele și scopurile tale și vezi scrisă acolo cu litere de aur cea mai mare sau poate cea mai importantă dorință pentru tine. Citește-o. Citește-o cu atenție. Cuvânt cu cuvânt. Citește-o. Cere Universului să-ți arate ce anume împiedică această dorință să se realizeze. Este oare o slăbiciune a ta? Care? Lasă să vină răspunsul. Ai răbdare. Iar acum, întinde mâna stângă în față, cu palma orientată înspre cer. Simte cum în palma ta se așează răspunsul la întrebare. Închide pumnul și rămâi așa. Foarte bine. Ești pregătită pentru ceea ce urmează. Privește în fața ta. Este un foc, ca un foc de tabără uriaș. Și poate simți căldura focului sau poate auzi cum trosnesc lemnele care ard. Sau poate vezi lumina flăcărilor. Pregătește-te să arunci în foc motivul pentru care dorința ta cea mai mare nu s-a împlinit încă. Poate este pesimismul tău, poate intoleranța, perfecționismul, hipersensibilitatea ta. Poate este teama de necunoscut sau teama de tot ce îți aduce bucurie, teama de a fi fericită sau poate teama de intimitate. Aruncă-le pe toate în flăcări, acum! Privește-le cum ard toate aceste motive, toate temerile tale ard acum. Și în timp ce ard, tu te simți din ce în ce mai curată, mai puternică, mai capabilă să îți împlinești dorința, visul tău cel mare.
Și așa, mereu, vis după vis, dorință după dorință, știi că toate se materializează, se concretizează respectând legile karmei și binecuvântând centrii tăi energetici, binecuvântând toată ființa ta. Dorința ta cea mai mare s-a împlinit deja. Crede, ai credință. Și chiar în acest moment poți simți cum o lumină albă plină de iubire divină te cuprinde într-o îmbrățișare de gingășie, înțelegere, bunătate și blândețe, de parcă te-ar cuprinde chiar îngerii tăi păzitori cu aripile lor ocrotitoare. Energia urcă și coboară în tine, simți vibrația, simți bucuria, simți iubirea. Adu-ți mâinile în poziția de rugăciune și mulțumește cu recunoștință și bucurie Universului și Lunii pentru darurile primite, pentru pacea și iubirea pe care le trăiești acum în inima ta. Iar când ești pregătită, deschide ochii încet, așterne-ți un zâmbet cald pe buze și revină ușor aici și acum. Mulțumesc! Te iubesc!